Zeci de sancțiuni contravenționale în valoare de 221.000 de lei au fost aplicate în localitățile din județ. Mai mulți angajatori au fost depistați cu persoane fără contract de muncă, iar sancțiunile aplicate au fost pe măsură. În această perioadă, pentru cei cu munca nedeclarată, au fost aplicate sancțiuni în valoare de 100.000 de lei. Inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj au efectuat în perioada 8-14 iulie 2024 un număr de 48 controle care au vizat atât domeniul relațiilor de muncă, cât și domeniul securității sănătății în muncă. Au fost aplicate 27 sancțiuni contravenționale în valoare de 221.000 de lei, dintre care 100.000 de lei pentru muncă nedeclarată. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 96 măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate. În vizorul inspectorilor de muncă sunt și angajatorii care folosesc zilieri fără a încheia cu aceștia contracte individuale de muncă, în special angajatorii restaurantelor care organizează diverse evenimente. Aceștia pot fi sancționați cu amenzi de până la 200.000 de lei. Atragem atenția angajatorilor din domeniul restaurantelor, respectiv cei care organizează diverse evenimente, nunți, botezuri, aniversări și folosesc în activitate persoane fără a le încheia contracte individuale de muncă, sub pretextul că aceștia sunt zilieri, faptul că prestarea activității de către respectivele persoane trebuie să se efectueze în baza unor contracte individuale de muncă. Activitatea desfășurată de către aceștia nu are caracter ocazional, activitate care se desfășoară în mod întâmplător, sporadic sau accidental, așa cum este definită de legea 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional, desfășurate de zilier republicată cu modificările și completările ulterioare, angajatorii riscând amenzi de până la 200.000 de lei. Echipele de control au verificat și dacă angajatorii au respectat normele pentru protecția persoanelor încadrate în muncă pe timpul caniculei. În zilele de sâmbătă și duminică, doi inspectori de muncă din cadrul compartimentului Control Securitate Sănătate în Muncă au acționat pe teren pentru verificarea respectării de către angajatori a prevederilor Ordonanței de Urgență numărul 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Pentru neconformitățile constatate în urma controalelor, inspectorii de muncă au dispus 96 de măsuri obligatorii în vederea intrării în legalitate a firmelor.